Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! A treia săptămână a lunii mai va fi interesantă cu câteva evenimente astrologice importante. Jupiter, planeta marifericiri, Fericiri, va pătrunde în zodia Taurului pe 16 mai, iar pe 18 mai, va ajunge acolo și Pluton. Crudul Jupiter nu se simte foarte confortabil în zodia de pământă Taur, dar cu toate acestea, pentru anul viitor, cei mai mulți dintre noi vor avea ocazia să-și îmbunătățească sfera materială a vieții. Mai mult, este recomandat să acționezi măsurat, calm, concentrându-te pe munca grea, fără a zmuci și a forța evenimentele. Un aspect tensionat cu Pluto, joi, poate exacerba bolile cronice la reprezentanții aproape tuturor semnelor, mai ales în ceea ce privește manifestarea simptomelor neplăcute. În această zi, nu este necesar să se efectueze proceduri de diagnosticare, să înceapă proceduri de tratament medicamentos, decizia problemelor financiare și juridice ar trebui amânată până săptămâna viitoare, neglijarea flacurilor, precum și un exorbitant exces de mândrie, pot afecta negativ sfera de afaceri. Prin urmare, este mai bine să organizez toate întâlnirile și tranzacțiile fie înainte de 18 mai, fie după 21. Luna 9 în Taur pe 19 mai este un moment propice pentru diferite ritualuri de îmbunătățire a sectorului financiar. Pentru reprezentanții cercului zodiacal care sunt liberi de relații, va exista o bună oportunitate de a începe noi cunoștințe promițătoare care se vor transforma în curând într-o relație serioasă. În această perioadă, atractivitatea feminină, sexualitatea și farmecul cresc, semnele pământului, taur, fecioară și capricorn, vor putea rezolva probleme de lungă durată din sfera financiară și romantică în această perioadă, iar balanța și peștii vor relua comunicarea cu o persoană care a căzut de mult timp din vedere și din contacte un trigon al lui Marte cu Neptun pe 15 mai va crește nu numai creativitatea și inspirația, dar va spori și intuiția în domeniul afacerilor. În această zi este recomandat să faci programări pentru a-ți înțelege viitorii parteneri, a studia ofertele planificate, a redacta acorduri și contracte. Pentru sfera romantică, ziua este utilă prin faptul că se vor putea lămuri câteva secrete în relații. Evenimentele neașteptate ale acestei zile nu îi vor surprinde pe reprezentanții elementului foc, berbec, leu și săgetător, permițându-le să-și mobilizeze rapid resursele pentru a depăși cu succes diferite tipuri de dificultăți. Opoziția lui Marte și Pluto duminică va intensifica lupta pentru conducere, competiție. Izbucnirile de furie sau agresiune pot afecta negativ sectorul financiar. Acest lucru este valabil mai ales pentru berbec și scorpion, cărora li se recomandă să-și rețină emoțiile. Ziua este asociată cu creșterea rănilor, accidentelor. Nu este recomandat să planifici operații chirurgicale și proceduri cosmetice, este de preferat să eviți șofatul și participarea la evenimente publice. Tuturor reprezentanților elementului aer fără excepție, gemeni, Balanță și vărsător, săptămâna va aduce propuneri interesante în domeniul profesional, care ar trebui luate foarte în serios. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!